plecat, dragilor, către Bad Ischl. S-ar putea să avem noroc și trebuie să profităm din plin de acest aspect. Mă întreb către Bad Ischl, unde doresc să vă arăt câteva lucruri frumoase pe care nu am reușit să vi le pot arăta data trecută în primul vlog, datorită pandemiei, pentru că muzeele și liftul și tot ce era acolo erau închise. Sper că acum... Acesta este râul care parcurge Bad Ischl și trece chiar pe aici, pe lângă vila împăratului Austriei. Iar acesta este podul. Urcăm pe această alee către vila Kaiserului Franz Josef. Am și ajuns. Ah, e frumoasă, chiar e frumoasă, să știți. Merită văzută. Dați-vă ce culoare, că în poze arăta galben, acum au revopsit-o un pic de galben închis așa. Da. Da, e fain. Și aici avem parcul în dreapta și în față avem o fântână arteziană. Ce faine! Chiar că e frumos! Ei bine, aceasta este o statuie care îl reprezintă pe Kaiserul Franz Josef în tinerețe și cei doi câini ai săi, ascultători, care statuiei se află chiar în fața vilei. Priviți-o! Avem în prim plan aici o mică fântână arteziană, foarte frumoasă, cu niște îngerași și niște pești care sunt chiar în dreptul intrării principale de la vila Kaiserului, reședința ultimului împărat al Austriei, reședința sa de odihnă. Data trecută nu v-am putut arăta pentru că era închis. Filmez chiar din pragul intrării vilei Kaiserului Austriei și voi face un tur. Voi intra în interior, am plătit biletul, costă 15 euro plus filmarea de jur împrejur, o să mai trag niște cadre din exterior, de pe deal, sunt foarte frumoase locurile și am să vă arăt câteva imagini de la intrare, pentru că în interior, din păcate, nu este voie să filmez și mi se pare normal. Okay. Aici este intrarea. Aici este intrarea în vilă. Aici avem o terasă. Uite, aici e o cofetărie.
Și aici avem o terasă. Aha. Ce frumos e acolo. Ok. Ich habe vorher. Și acum mergem și filmăm aici, să vedem. Stăm la această prăjituri și... Hello! Prăjituri și... Hello! Ok, uite ce frumos e aici. Și aici sunt eu. Purtăm masca astăzi. Da. Ok, aici este intrarea. O bancă frumoasă. Și aici avem trofeele Kaiserului. El era un, după cum ați văzut, un iscusit vânător. Uitați ce are aici. Și fiecare are un nume, locul și data în care a fost vânat. Vedeți? Ia uitați. Da. Vedeți? Asta este. Și aici îl avem pe Kaiserul Franz Josef. Aici iarna, la o festivitate. Josef. Mai departe voi urca pe acest drum, să mergem de fapt, către o altă clădire pe care împăratul Austriei a construit-o împărătesei sale și pe care i-a dăruit-o cu ocazia unei onomastice. Aceasta este reședința de odihnă, după cum spuneam, a împăratului Austriei, iar Bad Ischl este al doilea loc important după Viena. Da? Deci după Viena. Românii nu cunosc acest aspect. Eu l-am aflat și cu această ocazie vreau să vi-l împărtășesc și vouă. Uitați-mi umbra cum urc pe aceste trepte. Trebuie să ajung exact acolo sus. Este o chestie foarte frumoasă de arătat și sper să vă placă. Wow, ce frumos e. Sta să vă arăt ceva fain. Ia uitați, vene, ce pueniță frumoasă. Deci, băi, zici că ești în bazme. Da, iată că am ajuns unde ne-am dorit. Aici este casa prințesei, împărătesei Sisi. Da? Iar noi o vom lua pe aici. Ia uitați ce flori frumoase, ce grădină faină.
Acum voi viziona această casă pe din afară. Biletul meu este doar prin curtea palatului și valabil și în interiorul vilei Kaiserului. Dar aici nu am plătit. Voi merge sus de tot pe deal să filmez un cadru general plonjat cu această minunată vilă imperială. Ei bine, acesta este foișorul despre care vă spuneam. Da? Vârful montan ce-l aveți în imagine este vârful Katrin. Voi încerca să ajung și acolo. Este o telecabină undeva pe versantul din mijloc. De aici se pot vedea atât vila Kaiserului, cât și vila împărătesei. Iar printre cei doi copaci, vila Kaiserului. Acum cobor către punctul de unde se vede mai bine vila și orașul Badișel, da? Pe care vi l-am arătat puțin mai devreme. Ia uitați ce frumos e, bă, și ce răcoare e aici, frate, deci chiar nu-ți vine să crezi. Da? Vreau să vă arăt acum, din acest loc, o priveliște superbă, o panoramă a orașului văzută de aici, de pe dealul proprietății imperiale și o vedere plonjată a vilei împăratului. Ia uitați ce frumos se vede. Munții, bă, zici că e un tablou tridimensional ce văd aici, pe bune. Uitați-vă și voi. Aici avem un plan general văzut de sus, de pe deal, cu vila Kaiserului Austriei, împăratul Franz Iosef. Și încă o panoramare ușoară pentru a vedea și voi ceea ce văd eu aici și să vă bucurați din plin de aceste imagini. Ia uitați, câtă frumusețe, frate! Wow, ce frumos se vede! Ce fain! Acesta este drumul pe care împărăteasa Sisi îl făcea de două ori pe zi. Wow, ia uitați ce frumos e aici! Colosal! Ia să stau eu jos aici și să vă zic câteva cuvinte. Oh, ce bine! Oh, eu port ochelari pentru că sufăr de fotofobie și mă deranjează lumina. Trebuie să strâng ochii și îmi este greu. Din cauza aceasta port ochelari de soare. Am să mi-i dau jos și să vă spun câteva cuvinte despre ceea ce am trăit astăzi aici la Badișel, la vila împăratului Austriei. Mă aflu exact pe traseul pe care împărăteasa Austriei îl parcurgea zilnic de două ori. Odată dimineața, când venea pe acolo, pe la vilă, urca pe aici și cobora, ajungea la să-și ia micul dejun împreună cu împăratul, și a doua oară, seara, când mai dădea o tură, venea, lua masa de seară și se retrăgea în vila ei, pe care v-am arătat-o puțin mai devreme. Ia uite, mă, ce mă deranjează, musca asta sau ce. Fiind un loc încărcat de istorie, am să vă spun și punctul meu de vedere. Am avut sentimentul și viziunea unei părți de istorie a Europei și a unei perioade din istoria Europei. Noi, europenii de astăzi, trebuie să ne cunoaștem istoria așa cum este, cu bune sau cu rele. Să cunoaștem adevărul, pentru că numai
cunoscând adevărul, vom putea merge în viitor împreună prin a construi și nu a distruge. Noi nu trebuie să repetăm greșelile din trecut ale înaintașilor noștri. Și nu uitați că istoria este și va rămâne totuși cea mai frumoasă poveste.